Așa, și acum să intrăm. Aoleu, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Da, nu mai ai cuvinte, Vanda. A fost ziua ta, ne cerem scuze, dar uite, noi ne-am gândit la tine și totuși am încercat să ajungem aici și să îți aducem acest tort, să spunem la mulți ani, să fii sănătoasă, bănuiesc că muncești, deci la salon. Tatuaje, vezi pe salonul de tatuaje era vorba, Mihai. Aha. Hai. Vai, cât de tare e! Bună seara! Vai, nu pot să cred cât de tare! Bună seara, vânduța, și la mulți ani! Mersi tare mult, Mihai, mulțumesc tare mult pentru surpriză! Hai. Uite, punem tortul pe masă, dau și ție o cască să-l auzi pe Mihai, pentru că dacă nu știai... Nu, deci chiar bar n-am avut. Nu, pentru că stăteam aici cu... este vorba despre salonul meu de tatuaje și sunt mândră să am alături de mine pe Alexa și pe Jules. Sunt copii, sunt niște artiști foarte talentați și chiar mă gândeam, zic, cine e nebunul ăsta pe hol? Pentru că mi se părea ciudat și zic, bă, cred că trebuie să chem securitate. Ai, pe bune, e ciudat să întâmplă. Mamă, nu pot să cred, mersi mult. Vânduța! Cum ai petrecut? Cum ești? Hai zi, răspunde acolo, că sunt curios ce chestii excentrice ai mai făcut. Ideea, am petrecut foarte... Mulțumesc tare mult, am petrecut foarte frumos. Cred că am petrecut de vis. Pentru că, în primul și în primul rând, Mihai, să știi că boala mea a dormit. Îți spun în exclusivitate. Nu știu dacă s-a întâmplat ca Dumnezeu să-mi dea darul ăsta minunat, să aibă grijă de mine, nici nu știu cât va dura, știu doar că de ziua mea am putut să mănânc tort, de ziua mea am mâncat, am avut un mic dejun și o cină cu tot și cu tot specială, m-am bucurat de anumite lucruri, am fost în Sevilla, în Granada și în Córdoba, am fost de mult dulce, adică nu mai nici mai ții minte. Nu, sub niciun fel de formă. Și a fost incredibil pentru că am stat chiar într-un castel, într-un apartament senzațional și cumva m-am trezit dimineața și am zis, bă, ești tare! Bă, ești tare! Ochelaristo, ești tare! Cum se poate așa ceva? Adică toate s-au aliniat toate lucrurile și vreau să trăiesc moment de moment, nu vreau să mă gândesc ce o să fie mâine, pentru că mâine poate să fie cu totul altceva. Vreau să mă gândesc și ziua mea mi-a adus darul ăsta cel mai mare. Și cred că mai mult de atât nu există. Vă rog să intrați pe DJ Vanda la Facebook și acolo o să vedeți pe blogulețul meu pe djvanda.com ce am făcut în excursie. Și vreau să spun că trebuie să crezi. Cum ți-ai petrecut ziua? În primul și în primul rând, dimineață m-a așteptat o caleașcă. Asta fiind în ce oraș? În Sevilla. M-a așteptat o caleașcă cu cai. Am avut o rochie lungă. În primul rând eram sănătoasă, mi-a fost bine. Am fost bine din punct de vedere de sănătate. Asta a fost cel mai important lucru. Am putut să mă bucur de absolut tot. Am primit flori. Stafful de la hotel mi-a cântat Happy Birthday. Apartamentul a fost genial. Asta Johnny Depp și Kennedy acolo. M-am simțit cu totul special. Bine ai stat. N-am stat rău. Dar meritam. Dar stai mă, cine ți-a făcut cinstea asta mare de ziua ta? La ce an oribil am avut în 2017? Asta e curiozitatea mea. Cine a plătit totul? Vreau să întreb acum. Ei măi Mihai, măi. Uite. E bună întrebarea asta. Spunem că a venit un dar de la... De la Moș Crăciun, care... Hai mă, Moș Crăciun nu vine după iepuraș. Și Moș Crăciun a zis, bă... Da. Mihai, un prinț. Păi zi așa că... În viața ta un prinț. Sunt sătul de atâția Moș Crăciun care au fost la Mamaia în cluburi și... Nu e prinț. Au venit la astea tinere. Nu. Nu e de la că eu nu pot așa ceva, nu. Adică auzi, dacă puteam, eram... Vanda, sunt curioasă. Eram chiar într-un castel și trăiam acolo. Sunt curioasă, acolo la Sevilla sau pe unde te-ai mai plimbat tu de ziua ta? Ai făcut exercițiul ăsta să oprești lumea pe stradă și să-i întrebi pe străini, care te vedeau prima oară în viață, să-i întrebi, ia spuneți-mi, ce vârstă împlinesc eu astăzi?
Eu asta aș fi făcut în locul tău. Să văd ce vârstă îți dă lumea. Să știi că am făcut chestia asta, Mihai. Și ce zice lumea? Eu am făcut chestia asta. Am făcut chestia asta, am un filmuleț pe care chiar o să-l postez. Am făcut chestia asta, am întrebat, so it's my birthday today. Spuneam, astăzi este ziua mea. Câți ani crezi că împlinesc? Ei, îți dai seama că acum nu știu cât de adevărat era. Unii puteau să fie foarte generoși. Dar ce zicea lumea? Puteau să fie politicoși. Cam care era media? Spuneau, nu mai mult de 20. Ei, chiar domn, mersi. Bravo, uite-l și pe micinosul ăsta de Alex. Nu, îmi spuneau 35, aha, 30, aha. 30 și, ceva. Și ne spun, eram, când le spuneai că ai trecut de 40? Atent, eram tristă. Ah, oh, I'm sorry, le spuneam pe bune. Exact, și spuneau 30, eu spuneam, deci nu, am mai puțin. Și spuneau, da, scuză-mă, nu zic, am 42. Erau, oh my god, nu știu ce. Da. Tare. Bine, am făcut niște glumițe, dar știi, poți să arăți, când ai 35, poți să arăți de 45 și când ai 45, poți să arăți de 35. Cred că important este cum ești tu, care sunt prioritățile tale, ce vrei să transmiți, ce vrei să arăți, care e vibe-ul. Vanda, sper ca prințul să nu se fi... Prințul ăsta, Moș Crăciunul, cum îi spui tu, să nu se fi dat de 3 ori peste cap și să se fi transformat din nou în broască. Sper să existe în continuare și să te bucuri de el și reciproc. Mihai, îți spun un lucru, chiar dacă prințul dispare, important este că astea 3 zile am fost cam poveste, așa că eu trăiesc moment de moment. Să știi că m-a învățat acest an foarte dur, 2017, că trebuie să trăiești fiecare moment al vieții, așa că bravo, asta poate. E. Dar nu, n-a dispărut. Nu. Așează-te cu colegii tăi acolo, mâncați din tort, pentru că mă bucur să aud că ești bine și cu boala, ești bine cu boala, că ai... învins boala, cel puțin zilele astea. Alex Obreanu, îți mulțumim mult de tot pentru live, pentru surpriză, pentru tort, pentru artificii. Ne întoarcem după pauză. Mare cântare ce avem noi aici în platou, sub reflectoare la Lăida.